Golubovici spune că este deranjat de ce se întâmplă în spatele porții sale și are toate motivele să ceară oprirea jocului. Numai ce spuneam, că fotbalul până acum a dominat așa puțin cât a fost și că nervii nu au ieșit în evidență. Iată-i. Asta trebuia să facă din prima repriză arbitrul Călin. Va face acum. Aduce echipele la vestiar, probabil. De neconceput, de neînțeles. Nu se schimbă nimic în atitudine, în civilizația suporterilor, care înțeleg în felul ăsta balcanic învechit. Echipele trebuie încurajate în acest fel. Benaș și Șut primesc cartonaș galben. Nu se schimbă nimic, din păcate, nici în felul în care este organizată intrarea suporterilor pe stadion. De ani, de decenii, forțele de ordine nu îi puteți să trieze și să împiedice pătrunderea obiectelor inflamabile acestui adevărat arsenal pirotehnic pe stadion. Să sperăm că și-au epuizat rezervele suporterii FCSB.